am pus mâna pe gândacea aia. Bă, asta e al gust. Are gust de mitos. De mirtos? Mitos. Mitos? Bă, mare, când spune că o să murim de foame aici, nu e wow. Nu e wow? Bine, mănânci tu oricum gândacea aia. Că nu suntem singuri care murim de foame. Pare că eu n-am mâncat de când am plecat acasă. Mulțumim pentru acest interviu, pupați microfonul. Și noi am stricat România, ne-am luat pe cu mâncarea. Bună dimineața, dragilor, vă așteptați să... Mă scuzați, să vă întâmpim cu acest review. Suntem în Albania și astăzi vom merge pe o nouă plajă. Dacă ați văzut ieri că am mers pe o plajă publică aici în Sarande, astăzi vom merge un picuț mai încolo, la vreo 25 minute. Undeva pe aici, pe o insulă, nu, coastă din asta. Acolo, dar trecem peste. Mergem, plaja se cheamă Pule Barda, parcă, nu? Pulen Barda. Eu l-am auzit pe domnul Albanel că a zis. Și o să facem un review al plajei, al cafelei de acolo, pentru că noi nu ne-am băut cafeluța, dar ne-am luat micul dejun aici la cazare. Eu chiar sunt curios că costă niște șezlonguri acolo și vom mânca și avem 12 km de mers până acolo și chiar sunt curios că ne ajunge o zi de plajă full. Albania. În Albania. A, și apropo, vom merge pe jos, că domnul a zis că vrea să zăbească. Nu merge pe jos, boss, niciodată, eu nu cu cealaltă asta, nu vor merge niciodată pe jos. Ne-am pregătit uleiul, SPF-ul și costumele de baie, deci vom merge la plajă să ne prăjim ca niște cârnați. Revenim de acolo. Bă, cârnat ești tu. Da, America, frumos. Da, da, uite-mă de acolo, Bentley-ul ăla. Și avem aici și tigăile supreme. Și noi suntem destul de uimiți. Am făcut o comparație cu Grecia, pentru că oricum sunt asemănătoare. În Grecia era mult mai turcoază apa, dar aici depinde. Pentru că acolo unde e zona mai pietroasă și nu e prea mult nisip, acolo e apa mai turcoază. Într-adevăr, așa era și pe plaja Mirtos. Am găsit plină o plajă unde erau numai pietre albe. Deci, pur și simplu, dacă aruncai o piatră neagră în Grecia, o vedeai. O vedeai, da. Băi. Și aici e turcoaz, n-ai ce să spui. Da, asta zic. Doar că acolo părea că e mai lată în Grecia. Mai mult turcoaz se vedea. Dar e foarte frumos. Dar uite și aici sunt pietre albe. Da, și mi se pare puțin mai stâncoasă și cred că pare puțin mai mare apa. Dar oricum, restaurantele astea. Îți dai seama, adică vom mânca astăzi acolo frumos cu view-ul ăla. Până la mâncare eu îmi doresc foarte tare să beau o cafea. Nu știu, dar uite și cum arată restaurantul ăla cu... Pe aici se coboară? Da, pe aici se coboară. Băgăm fructe de mare astăzi, Madi? În funcție de prețurile de aici, pentru că sunt tare curioasă, având în vedere că ai și view și barul ăsta fix aici pe plajă, s-ar putea să fie prețuri piperate, dar vom vedea când vom veni la masă. Acum să vedem că totuși cât e un șezlong. Aici? Știi ce ar fi minunat? Ce? Dacă un șezlong ar fi gratis dacă ți-l luau o cafea, pentru că mi-aș lua multe cafele. Da, să arătăm și view. Băi, și cam așa arată locația. E totuși cam strâmt, e o plajă destul de mică, dar arată super fain, chiar arată super, super fain. Am reușit să facem rost de șezlonguri, dacă mănânci... Scump. Da, dacă mănânci aici, sunt 25 de euro, o umbrelă cu două șezlonguri, iar dacă nu mănânci aici, 30 de euro. Știi care e chestia? Că țeapa e că poate e și scump la ei la restaurant și ești obligat să mănânci la ei și mai te mă ciugulești acolo puțin. Și să nu fie și mâncarea bună. Iată puțin la meniu, că avem și meniu acolo. Oh, ce departe e! Hai! Le pentru băuturi. Ia vezi ce prețuri acolo. Un prosecco 4 euro. Bă, 4.000, adică 40 de euro. 40 de euro. Au, doamne, eu sticlă. Am o problemă cu asta, sunt un pic greu. Deci 1 euro, echivalentul a 100 de leche. Da, uite aici, avem cocktailuri. Mojito, ia să vedem la mojito, cred că e 6 euro. Foarte scundă. Bă, mare, ce view avem aici. Măi, noi suntem șmecheri. Am zis omului că o să mâncăm la restaurantul lui, dar de fapt ne-am venit la celălalt. Adică am dat seapă, că suntem români. Și să vedem prețurile la restaurantul ăsta, unde view este giugiuc. Chiar e giugiuc. 500 de euro, 5 euro o supă de pește. Iax. Supă de pule. Măi, de pui, adică. O omletă 4 euro. Mare
piperate nu sunt prețuri piperate. Vreau niște fructe de mare, arată și mie fructele de mare cât costă. Ia uite, seafood risotto, uite arată risotto cu, da? 9 euro. Uite aici, uite calamar, creveți 9 euro. Și o cafea cât e? Nu știu, cocktail. Ia o bere. O bere, 3 euro. 3, 4 euro, 6, văd că e cea mai scumpă eu. Și capabele cu paselele după eu. Hai să vedem ce gust are cafelul ăsta, dar are un pic de spumică. Puțină, puțină cafeluță, ia să vedem. De obicei în Grecia sunt bune cafelele, hai să vedem la toți albanii la fel. La 1 euro, ce să fie? Apă, gust de cafea. Măi, stai că mi-a plezit creierii. Tare? Wow! Mi-au murit păpilele gustative, mi le-a pocnit inima. Mamă, ce tare e, jur. Mamă, ce viu e în spate, Madi. Da, știu. Da, știu viu aici. În spate, în spus. Ca idee, restaurantul are așa o tematică grecească mai mult, alb cu albastru. Și am plătit 3 euro, Madi, trebuie să spunem oamenilor că am plătit 3 euro pe două cafele. Și o apă plată. Și aici e plaja cealaltă. Uși. Și pe la se numește, bă, dacă mă arată, Madi. Mamă, dar cât de frumos e. Și cum plutesc cu oamenii. Sunt extrem de invidioasă pe oamenii care știu să-l nuate, pentru că m-aș duce și eu așa în larg. Ideea dar e că aici, e superb. Aici nu prea trebuie să știi. Bine, trebuie să știi să nu că risc de luși să te ia valurile, dar te ține apa, că e destul de sărată. Nouă ne-a zis ieri proprietarul de la cazare că aici de obicei sunt valuri destul de mari. Da, ne-am prins o zi destul de liniștită. Momentan. Momentan. Și o să intrăm pentru prima dată în apă acum. Vreau să fiu un cârnat prăjit. Băi, nu știu cum să vă spun, dar mi se pare ok. Singurul lucru care mi se pare puțin cam scump sunt șezlongurile, 25 de euro, dar din nou. Nu te ard după aceea la consumație. Adică la mare oare la noi în România cât ori? Păi cred că sunt tot la fel, dar cred că după aceea când trebuie să dai pe o cafea, dai vreo 2-3 euro. Adică la două. Find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. Bineînțeles că ne-a pălit și foamea și așa că am venit să mâncăm și am dat comandă de un platou de fructe de mare prăjite și cartofi lângă și un sos de usturoi. O bericică, da, așa. O bericică aferentă pentru domnul și apa plată pentru mine. Avem aici corcea. Orice. Ia ține puțin, sunt curios cum ce gustare. Ia să te vedem. Asta ce beram băutură? Elbar. Elbar, astăzi bem corcea, ia să vedem. Bă, asta e al gust, are gust de mitos. De mirtos? Mitos. Mitos? Mai mare asta care noi. Ia vreau așa să gust. Chiar mai mare puțin. No? Are gust a ursus. A început să vină mâncarea. Avem pâinică prăjită, vreau să gust. Nu știu cu este pui. A, cu ulei. Îl mâncăm pâinea oamenilor. Cât ce îngră are. Nu știu de o, ce bine arată, frate. Prăjită doar pe parte. Vreau și o gură, frate. Vreau și o gură, Madi. E bună, nu? M-am mâncat pâinea asta? E bună. Ne-a venit și porția de cartofi, relativ ok. Cartofi normal. Congelați și păziți. Și fără sare. Ne-a stăt deja din pâine cu cartofi. Românește. Oho, a venit Madi. A venit platoul ăsta, dar nu e wow, sincer. Da, eu nu vreau chestiile astea, adică dacă mi le prăjești tu, mi le curezi tu. Chiar nu e wow. Avem peștiuci, lămâie, asta cred că e calamar. Ia să-l băgăm în sos tzatziki. Mamă, chiar e jelnic, frate. De plajă asta. E bun, măcar e bun. Ce bun e sosul ăsta tzatziki. Hai să gustăm și simplu. Nu e gustă. Cred că o să mâine de foame, Madi. Mai e foarte bun. O fi bun, nu zic, nu? Să primi și puțin lămâie. Dar nu merită asta, 20 de euro purem. E prăjeala aia autentică, cu mult ulei. Ca în România. Da, e foarte bun sosul ăsta, dar zic că e extrem de aromat. Pune și cartofii aici ca să fie așa peste tot platou. Am pus mâna pe gândacea aia. Ia să gustăm și cu sosul ăsta, e frumos. Dar sosul ăsta e chiar de. Sweet chili. Nu-s răi. Nu e rău calamarul. Ia să vedem asta. Se rupe în căpușorul, sunt dubiose, frate. Știu, nu știu cum poți să pui mâna pe cracelul ăla. Da, mă, pe franță fie desfăcut, frate. Sincer și eu. Băi, Mare, când spui că o să murim de foame aici. Tu o să mori de foame, că mănânc calamar și pește. Mie nu-mi plac oricum creveții așa. Normal să ai bănuie gros asup aici? Da. În mare parte și eu când iau pe aia congelați, au firicelul ăla se scoate, dar dacă el ți l-a pus prăjit întreg, revenim peste 100 de ani. One eternity later. A venit risotto-ul ăla și arată într-un fel wow, dar pare puțin tare. Nu e wow. Nu e wow? Bine, mănânci tu oricum gândacea aia. Ne bucurăm de masă și după aia revenim. Știi care e partea bună? Care e partea?
că nu suntem singuri care murim de foame. Pare că eu n-am mâncat de când am plecat acasă. Și ultimul crevete, dar noi suntem varianta cu potrivită. Deci Ana și Mirel în risotto, câți crevete ai avut, Ana? Un singur crevete. Deci ne-am avut 4. E totuși bine la banii ăștia. Ai gustat pâinica asta cu... Păi pâinica e cea mai bună. Deci pâinea asta e cea mai bună în tot. Și cu sosul ăsta. Ia. Știi de ce? De ce? Că suntem români, nu ne place pâinea. Nu, e jalnică mâncarea, nu că ne place pâinea. Pâinea a salvat situația. Muiam de foame. Dacă ar vedea pe Escobar și ar mânca aici pe Escobar toată treaba asta. Hai să vedem așa anvelopa Michelin. Poate s-ar numere el în față. Se arumă, frate, dar greu de tot. Și acum urmează și notele. Jalnic. Da, direct. Am plătit 104 euro pentru tot ce am mâncat acolo. Ați văzut, mâncarea a fost destul de multă. Câți euro am plătit? 104 euro. 104 euro? O persoane. O persoane, mă gândeam cu noi că știam că 20 de euro, zic ce? Uite, am plătit 31 de euro pentru ce am mâncat acolo. Problema a fost că, băi, era vechi, se simțea că era o mâncare veche, o mâncare... Prăjită în ulei în care s-a prăjit de vreo 10 ori aceeași și mâncare. Și cartofi și toate astea, adică nu, chiar n-a fost wow, tzatziki-ul chiar a fost bun. Pâinea, ok, și? Nota 5. 6, hai să zicem așa 6, că dacă stai și calculezi 31 de euro, băut și cu mâncat, bine că am mâncat o singură porție, am luat un platou, ci că platou de două persoane, dar... Eu am mâncat doar calamari și pește, deci îmi permis să-i dau un 5. Știi care e chestia? Credeam că am luat doar noi țeapă cu treaba asta. Dar toți de la masă am luat țeapă. Toți la masă, în afară de Andreea, care după părerea mea, dorada ei arăta cel mai bine și a fost 10 euro. Bine, da. În rest, băieții cu risotto, băieții cu salatele acelea mixte, clar. Mirel cu puiul lui, atât, da? Deci chiar a fost. Ia un interviu lui Mirel. Mirel, ce ne poți spune despre puiul tău? A fost foarte bun. Jură-te! Eu? Chiar am zis că e foarte bun, am zis că mie îmi place puiul bine făcut, nu cum am mâncat aseară. Ia și cu Ana cu creveții. Înseamnă că ne-am luat noi țeapă. Crevetele a rămas în farfurie. Ai avut unul și ai lăsat. Orezul a fost bun. Ce să zic la banii ăștia. Vă mulțumim pentru acest interviu. Pupați microfonul. Vă rugăm stați pe loc la interviu. Ce părere ați avut despre mâncarea dumneavoastră? Foarte slabă. Mai așa. Dezastru. Auziți, stați așa, după ce se termină interviul, se pupă microfonul. Pupați microfonul. Doamne ajută. Ce părere aveți despre mâncarea dumneavoastră? Foarte bună. Da? Sincer? Da. Sincer. Bine, atunci, fii atent, după ce se termină interviul, se pupă microfonul. Da, ce Doamne ajută. Ce părere ai despre mâncarea ta? Am înțeles că tu ai fost cea mai fericită. Eu mi-am comandat o doradă cu cartofi prăjiți și mix de salată. Îmi pare rău despre voi și pentru voi, dar mâncarea mea chiar a fost foarte bună, adică... Da. Și să știi că după fiecare interviu, așa, se pupă microfonul. Mua! Acestea fiind zise și cu notele primite și cu microfonul pupat, putem doar să vă zicem că ne vedem în următorul vlog cu alte mâncări, alte view-uri și alte note. Și noi am stins ca România, ne-am luat țeapă cu mâncarea. E bine, măcar view-ul e ok. E prima țeapă luată în Albania, deci hai cu like-ul ăla mare. Cel puțin noi am luat-o. Exact. Data viitoare. Toate cele bune. Pa, pa!